Concursul național Mesajul meu antidrog a ajuns la final în județul Dâmbovița. În perioada septembrie 2021-mai 2022, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița, împreună cu Arhiepiscopia Târgoviștei, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Dâmbovița, Palatul Copiilor Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Inspectoratul de Poliție al județului Dâmbovița au desfășurat cea de-a 19-a ediție a concursului național Mesajul meu antidrog. Concursul național Mesajul meu antidrog se află la cea de-a 19-a ediție în acest an școlar. Scopul acestuia este de a preveni consumul de droguri în rândul elevilor de gimnaziu și liceu prin activități extrașcolare de petrecerea timpului liber, astfel încât în cadrul acestui proiect avem mai multe secțiuni de concurs organizate. Eseu literar, pictură, grafică, film de scurtmetraj, spot video. Numărul elevilor participanți este însemnat. Avem 114 elevi din județ care s-au înscris la acest concurs cu lucrări pe secțiunile de concurs organizate și avem și 32 de elevi premiați. Locul întâi. Secțiunea Eseu Literar Gimnaziu, eleva Mihai Maria Mirabela de la Colegiul Național Constantin Canta Cuzino. Mihai Maria Mirabela de la Colegiul Național Pedagogic Constantin Canta Cuzino. Și am câștigat locul întâi la secțiunea Eseu Literar pe gimnaziu și am vrut să arăt prin lucrarea mea că drogurile ne fac rău și că tinerii se pot distra și altcumva numai prin consumarea acestora, de exemplu, pot ieși cu prietenii, pot sta până aer liber și pot face multe alte activități. Mă numesc Mihăilescu Melisandrea și vin de la școala Tudor Vladimirescu din Târgoviște. Eu astăzi am concurat pentru spot publicitar și pentru scrisoare pentru prietenul meu în concursul Mesajul meu antidrog. Copiilor Târgoviște mulțumește Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița pentru faptul că ne-a ales și în acest an ca partener pentru derularea acestui frumos și educativ eveniment, îi spunem noi. Din ce am înțeles de la doamna Nicoleta, sunt foarte multe lucrări înscrise, 114, dacă am înțeles bine, cei 32 de câștigători s-au descurcat foarte bine. Din juri au făcut parte și colegi de-ai noștri, care au evaluat lucrările cu rigurozitate, alegând ceea ce este mai reprezentativ pentru acest concurs. Încă o dată mulțumim tuturor partenerilor și dorim succes tuturor celor înscriși pe mai departe și îi așteptăm și data viitoare alături de noi. Bucurăm că suntem parteneri în acest proiect al CPK Dâmbovița. Sperăm ca concursul respectiv să fi fost de bun augur pentru elevi, să fi învățat foarte multe lucruri care să-i ajute în viață și să nu devină victimele acestor consumuri de droguri care nu fac decât rău și totodată să transmită mesajul lor și prietenilor și colegilor, astfel încât să avem o societate sigură, o societate în care copiii noștri să se dezvolte frumos și să aibă o viață senină. IPJ Dâmbovița este întotdeauna un partener de nădejde și sperăm să continuăm pe viitor acest parteneriat. Premiile au fost asigurate de către Arhiepiscopia Târgoviștei și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Dâmbovița. Hristos a înviat. Iată că astăzi, la cea de-a 19-a ediție a premierii tinerilor care au participat la acest concurs, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, suntem aici pentru a premia tinerii care au participat și în același timp să transmitem un mesaj prin care sunt îndemnați ca toate cele pe care le-au învățat din acest concurs să le pună în aplicare și să le transmită și celorlalți tineri, pentru ca învățămintele pe care le vor deprinde să fie de bun augur și pentru a se putea feri de toate necazurile care pot veni în urma consumului de droguri.